Mă văd mai tânăr, mai frumos, mai fără riduri. Mă văd țiplă. Bine ați venit la un nou car review pentru o mașină nouă, cum ne place nouă, oferită de această dată de la vechii noștri prieteni Porsche București Vezi 2, lângă unde am lucrat, nu mai fac gluma asta cu salonul de nunți, că e expirată, o știe toată lumea, în sfârșit, ne-au dat pentru început, că au zis, băi, numai BMW-uri pe canal, numai BMW-uri, luați-mă frate și un Audi să vedeți cum e treaba și... Treaba e ok. Noi când am primit un BMW pentru prima dată, am luat plana pe noi, că n-aș știu ce să facem. Ce facem? Acum aveam costumul la făcut, dar nu s-a putut că a luat COVID curăitorul. Știți că acum scuza asta cu COVID-ul este impecabilă, se potrivește de fiecare dată. Deci eu ar fi trebuit să fiu îmbrăcat la costum, iar bălășoiul într-un parpalac aici de blană albă mi-aș fi dorit, ultima fiță, să-mi țină umbrela, că plouă, că astea sunt condițiile. Că la noi plouă primăvara. Destul cu introducerea și cu... Niciodată să nu-i bagi mâna în mâncarea cățelului. Niciodată când mănâncă că... Așa, în sfârșit, trecând peste asta, avem aici un Audi Q8 55 TFSI 4 Mild Hybrid. Cred că în următorii 10 ani mașinile vor avea un nume așa cât luceafărul de lung, în care oricum nu vom înțelege nimic, pentru că acest 55 nu mai reprezintă capacitatea cilindrică cum eram noi obișnuiți. Și ne uitam pe spate și ziceam, cât are? 3 litri. E cu I-ul roșu? Da, are 150 de cai. Are D-ul și I-ul, are 170. Are toate roșii? E de la de nu știu ce. Nu mai e cazul, cei de la Audi și-au rebranduit acest stil de a anunța ce capacitate cilindrică se află sub capotă prin aceste cifre. Să spunem așa, ca într-o comparație nepermisă, cum sunt cei de la AMG, 55 AMG, 65 AMG, așa și la Audi, partea de 55 reprezintă o putere de peste 300 de cai, 35, 25 și ce mai au ei pe acolo prin meniu, le vedeți dumneavoastră la ei pe site, vă recomand să vă uitați și să ne informați și să ne luminați și pe noi cu aceste coduri de motor. Trecând de partea cu cifrele aflate pe capota din spate a portbagajului acestui Audi Q8, putem să spunem că este dotat cu un motor de 3 litri, adică bine la impozit. Cum s-ar zice, până la 3 litri e perfect la impozit. Ce sare de 3 litri, ne facem probleme noi ăștia amărâții, că oamenii care își permit să dea aproape 90.000 de euro pe această mașină, nu cred că au această problemă cu impozitul, dar oricum, fiind un motor de 3 litri, benzină, mare atenție, benzină, ce dezvoltă undeva la nici mai puțin, nici mai mult de 340 de cai. Îți place acest clișeu din emisiunile TV? Îți place, e bun. Și acum, dacă vreți să vorbim de partea frontală, unde Audi a făcut o mașină cu cea mai mare gură, hățile și hățile. Înțelegi? Hai să facem o mașină. Deci dacă tot vorbeam de BMW, nu? Că am văzut că a bubuit internetul când BMW și-a pus niște grile mai mari. Ce urât? La Audi nu zice nimeni nimic? Are cea mai mare gură din istoria gurilor, ești nebun? Nu, a? Bun, probabil că nu știați, dar vă spun eu, gura e foarte mare în partea frontală a acestui Audi Q8 și pot să vă vorbesc și despre blocurile optice. Ți-a plăcut asta? Ți-a plăcut tot clișeu din emisiunile TV despre mașini. Blocurile optice pe care le puteți vedea cu jocul lor de lumini atunci când descuiem mașina. Pot să vă arăt, nu știu cât se vede pe cameră. Stai că era închisă, nu cred că face. Era descuiată. Avem un dans acolo interesant, pentru partea din față. Deci dacă vă cumpărați vreun Audi Q8, să nu încercați să o descuiați din spate, pentru că din spate nu mai este atât de veselă treaba. Adică din spate se aprinde semnalul și atât. Nu mai joacă nimeni, nu mai face nicio jonglerie, pentru că probabil la RS Q8 nu mai aveau ce să pună și s-au gândit că, na, în sfârșit. Cheița, aceasta este cheița, îmi permit acest diminutiv, pentru că este foarte micuță. Ia cheița cu cele trei butoane în care, dacă apăsăm de două ori pe acest buton din mijloc, se deschide automat portbagajul. Ca să-l închidem, nu putem din cheie,
trebuie să mergem să facem, știi, aia cu șpagatul. În sfârșit, trecând de partea cu portbagajul și acest mic inconvenient că nu mai putem să închidem la distanță, să vorbim despre lateralul mașinii, care este dotat cu jante de 22. Este o luptă, nu știu dacă o sesizați, dar mașinile astea noi vin cu roți din ce în ce mai mari. Am văzut și 23 la modelele mai sportive. Aici avem un pachet de jante de 22, cu tot cu anvelope, bineînțeles, care din fabrică costă doar 4.800 de euro. Mașina este dotată cu un pachet black, negru, adică nu mai avem ornamentele cromate. Doamne ajută, Maica Domnului, că ați trecut și voi de partea asta cu elementele cromate în jurul geamurilor și la praguri și oamenii poate să-și plătească extra acest pachet negru, până și oglinzile costă undeva la 400 de euro să fie negru lucios, dar astea sunt detalii. Ce ne place la mașină este că este un SUV, coupé, da, este coupé în patru uși. Știu că vă dă un pic peste cap informația, dar dacă vă spuneam că și la Audi au steluță pe anvelope, ziceam Marius că iau bani de la BMW. Dar nu, nu vă spun, nu e cazul. În schimb, vă spuneam că ușile nu mai au ramă la geam. Cred că pot să deschid geamurile din această cheiță, dacă ține apăsat pe descuiat, să vă arăt că avem un coupé fără ramă la geam și arată frumos. Păcat că geamul pe spate nu se deschide până jos. Dar asta este iarăși o problemă peste care putem trece foarte ușor. Ce vrei, mă, să închid porba? Păi cum să-l închid dacă nu merge? Să mă duc eu să-l închid, nu? Păi am dat 120.000. Am înțeles. Bine. Bine, mă. Na. L-am închis. Bun, acesta este lateralul. Aș vrea să mai precizez despre partea frontală o mică chestie. Mașina când merge cu luminile de zi, avem aici aprins, și faza scurtă este aici sus, iar acest bec, pe care probabil mulți dintre voi nu-l observă, este doar pentru fază lungă. Eu dacă aveam banii ăștia, eu îi puneam aici colan negru. Eu îi puneam negru eu să nu mai văd, să fie așa. Nu era mai frumos așa? Îi puneam, o vopseam, mă. Băi, vopsește și mie farul ăsta de aici în jos. Ce? Gridă asta. Bun, hai să prezentăm și motorul, și interiorul, și portbagajul. Și am plecat acasă că avem treabă. Trebuie să montăm o bară la Toyota. E o singură dată la Audi, nu... Deci probabil că trebuie să căutăm aici clapetuța. E ca punctul G la femei. Hați! Amortizoare, tati, la banii ăștia. Ne permitem luxul. Da, acesta este motopropulsorul, cel de 3 litri V6, pentru că 1, 2, 3, 4, 5, 6, adică e simplu. Nu merg câte pătrățele de-astea din plastic au pus băieții ăștia aici. Mamă, ce frumos se vede aici, are ceară pe longeron. I-au dat cu ceară băieții, mă. Nu s-au uitat la bani. Ești nebun? Da, frumos. Vedem niște bobine. Aici nu umblați că e sub presiune și așa. Pe vremuri oamenii se mai uitau și la motoare. Mai vedeau și niște, cum s-ar zice în popor, șerpișori. Mai vedeai ceva. Mai vedeai un capac de tacheți. Mai vedeai... Nu mai vezi nimic. Totul e plastic. În schimb, pentru generațiile care ne urmează și mult mai orientate către tehnologie, Audi s-a gândit să pună calculatorul la vedere. Vă excitați? Ia uite ce mare e calculatorul ăsta. Face softuri, bang, poc, pic, pic, moc. În sfârșit. Trecând peste asta, asta este la motor. Audi ne promite un consum de 11,8 urban. Noi în test am reușit 16,3, ceva de genul ăsta. Mers în modul... eficiență, adică bănuiesc că eficiența către un consum cât mai mic. Asta a fost consumul în test. N-am mers decât 200 de kilometri în oraș. Ce? Nu crezi? Atâta. E, la banii ăștia nu te mai uiți la consum. Se închide bine, n-a fost răsturnată. E un lucru bun. Să prezentăm și acest spate pe care eu îl consider foarte sexy. De la Audi Sport, cu acest Heckblende. A zis bine? A zis bine, nu? Hey, dar nu știu eu. Dar de la Audi Sport, cum era pe vremuri, ne întoarce moda, revine, cum știți, cu tot felul de reinterpretări. Avem și această dungă care este foarte sexy pentru luminile spate, stopurile foarte interesante, difuzor
și ochi de pisică chiar, adică avem și pisica cu noi, dacă e vreo problemă, nu vreau să vorbesc despre... Bun. Și acum, avem aici acest portbagaj, adică poartă bagaje, asta face el, ăsta este scopul lui, poartă bagaje, avem această poliță, ca oamenii să nu se uite ce cărăm noi în acest portbagaj, putem să o tragem și ea se trage foarte frumos în spate. Ce avem interesant aici, în afară de spațiu care este foarte mare, avem interesant faptul că atunci când ai de cărat ceva greu un portbagaj, ai aici un buton pe care poți să-l apeși și să zici, bă, dacă tot e acolo, hai mă să-l apăsăm, că un centimetru contează, știi cât coboare ai, că nu mai ridici cu un centimetru în plus, ridici cu un centimetru în minus, dacă tot e opțiunea asta, adică nu cred că o găsește nimeni utilă, dar dacă mașina tot este dotată cu suspensie pe aer, de ce să nu se lase de spate când avem noi, na, în sfârșit. Și așa s-au gândit ei. Ce vreau să vă spun că îmi place este că oamenii folosesc niște lumini de LED, un portbagaj care arată foarte bine și foarte sexy. Ce pot să vă spun că îmi place foarte mult la Audi este că aici, la roata de rezervă, ea chiar există. Adică, o să o vedeți, este o roată de dimensiuni mici, care în momentul în care se umflă și se montează pe mașină, devine o roată de dimensiuni normale și avem avantajul, spre deosebire de alte mașini care vin cu acel kit de pană, că dacă am făcut o gaură așa în anvelopă, putem să schimbăm roata și să plecăm de acolo, spre deosebire de mașinile care vin cu kit de pană și iese lichidul prin gaura făcută de anvelopă. O să-mi spuneți că folosiți RAM flat, n-am nicio problemă, este alegerea dumneavoastră. Eu prefer să am o roată de rezervă. Dacă aș avea un Audi Q8, la Toyota n-am, dar în sfârșit. Bine că n-am bani de Audi Q8. Bun, este sexy. Ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră este că această mașină nu se bate cu Q7, nu se bate cu Touareg, nu se bate cu SUV-urile convenționale, ci ea este în clasa de SUV coupé și este în clasa BMW X6 și Mercedes GLE. Ar fi interesant să-mi spuneți aici în comentarii pe YouTube ce părere aveți voi și ce mașină v-ați lua dintre cele trei. Eu nu pot să vă spun ce mi-aș lua, că n-am banii, dar voi puteți, este liber ales. Hai să mergem să vedem și în interior opulența. Iată-ne în interiorul sportivului Audi Q8. De ce spun sportiv? Că este, am văzut eu în dotări acolo, că se numește interior sport, slide, în sfârșit. Și văd și scaunele astea cu tetieră integrată și cu această tapiserie, care mie personal îmi place. Iată-ne în interior, când m-am urcat în mașina asta, parcă nu puteam să fac glume. Parcă era totul sobru, parcă era totul așa, știi? Adică nu dă loc de bună ziua să faci tu scheme. Nu, totul e la locul lui, totul strict, așa frumos, negru, argintiu. Nu discutăm. V-am spus, așteptam costumul, dar n-a fost să fie. Data viitoare, vă promit. Să vorbim despre fața de ușă. Avem aici ornament de aluminiu, butonul pentru deschidere portbagaj, butoanele geamurilor cu blocaj pentru copii la ușile din spate și descuiat și pentru geamuri, reglajul oglinzilor, memoria pentru scaune, butoanele tactile, pentru că Audi Q8 vine aici cu un interior în care spune, domne, am pus numai ecrane, am pus numai butoane de-astea tactile, nu mai sunt butoanele convenționale, nu mai avem butoane, eu le văd butoanele, adică sunt și pe uși, sunt și la geamuri, sunt și la volum, sunt butoane peste tot, și la start, engine, stop, e tot buton, nu este tactil, dar în sfârșit Audi merge într-o direcție în care vrea să scoată cât mai mult partea asta convențională de butoane și să ne umplem de ecrane și de touch-uri și de tot felul de lucruri ale viitorului, pentru care eu nu sunt atât de recunoscător. Sunt un conservator și mie îmi place să am mașina așa cum o știam eu, cu buton, cu click-clack, am apăsat acolo, am simțit, am nu știu ce. De ce spun asta? Pentru că mie mi-este foarte greu să folosesc butoanele volanului, cel puțin la mașinile astea pe care le iau în test drive și le am două zile înainte, nu știu, mă obișnuiesc foarte greu cu tehnologia. Oricum pot să spun că este prima mașină de tehnologie nouă la care m-am conectat cu telefon. M-am conectat cu telefonul pentru că mașina are un sistem de sunet Bang & Olufsen și am zis, haide mă să văd și eu cum se aude, că la radio nu este, nu-i face dreptate semnalul, și atunci să mă conectez pe YouTube și să ascult la maxim, și lucru pe care l-am și făcut și am rămas plăcut impresionat de claritatea sunetului, însă pentru că eu sunt de la țară mi-aș fi dorit mai tare.
Mai tare tot. Mai bubuie. Ea bubuie, vibrează, subwooferul și face treaba. Aș fi vrut mai tare. Bun, trecând de acest aspect cu butoanele tactile și așa mai departe, vorbim despre interior. Avem trapă panoramică care se și deschide. În spate avem aici suportul de pahare și suportul de cheie, unde ea bănuiesc că se și încarcă, dacă are un suport în care să o ținem. Bricheta, dacă vrem să fumăm. Ce am văzut este că la primele modele de Audi Q8 aceste pahare nu aveau capac. Mă bucur că au pus acest capac aici, arată mult mai bine. Schimbătorul clasic de la Audi cu frâna de mână, frâna de mână automată, butonul de start-stop și restul de butoane pentru camere, volum și așa mai departe. Vom discuta despre ele în momentul în care vom pune contactul. Avem aici butoanele pentru trapă, luminile în interior care sunt cu touch și ele, oglinda asta super sexy, fără ramă. Bord îmbrăcat în piele, consola nu e îmbrăcată în piele, dar se poate să fie îmbrăcată în piele ca și opțional. Asta spuneam, că noi suntem într-o mașină care pleacă de la 78.000 de euro prețul pentru modelul standard, iar această mașină a ajuns undeva la 120.000 cu dotările pe care le are. Nu am studiat foarte bine modelul ca să știu ce se și poate pune pe el. Pot să spun că venind așa din clasa premium, the other side, am zis, ce dracu m-am dat drumul la încălzirea în scaun și nu s-a încălzit cotiera și nici fața de ușă? Unde mă aflu, domnule? În sfârșit, m-au obișnuit băieții prost. Și după aia m-am uitat la pahare și am zis, băi, ești nebun, nu se încălzesc, nu se răcesc? E jale cu mașina. Dar, sunt ferm convins că se poate și la Audi, adică nu e cazul. Scaunele sunt ventilate, am uitat să precizez și acest lucru, că dacă vara vă transpiră spătucul, puteți să le ventilați ca să nu aveți această problemă. Am făcut și testul de mașină nouă, care nu mai este ăsta, v-am mai spus. Testul de mașină nouă este de la semnalizare. În momentul în care scoți cheia din contact, închizi mașina și lași semnalul stânga sau dreapta, mașina trebuie să aibă poziție de parcare. Pe partea stângă, față plus spate sau pe partea dreaptă, unde selectăm noi. Dacă vă urcați într-o mașină și dați de semnalul prins motorul încuiat și nu rămâne poziția prinsă, nu este mașină bună. Ăsta e testul de mașină bună. L-am schimbat. Acum și la Matiz găsești mânere din astea care se închid ușor. Bun, haideți să pornim să vedeți ce sunet de Windows are acest Audi Q8. Nu este sunetul. Se verifică drepturile de acces de la distanță. Așteptați. Pornește așa când vrei tu. Informațiile despre utilizator se încarcă. Nu. Nu, nu, nu. Nu, ăsta e sunetul de pornire. Na, acum, ăsta e. Nici măcar. Of! Prea multă tehnologie în mașinile astea. Probabil că e ușa deschisă din dreapta și nu vrea să ne arate cum sună ea în momentul în care vrei să o pornești. În sfârșit, acum vreau să vă arăt urmele degetelor de pe ecran. Nu, nu asta vreau să vă arăt. Țin să precizez că nu se văd atât de tare și atât de deranjant decât în momentul în care soarele bate direct pe ecran. Oricum, Audi s-a gândit la chestia asta și există o funcție aici în care se numește funcția de curățare a ecranelor, în care ecranele se închid și dumneavoastră puteți să le ștergeți perfect. Dacă nu, mai e aici un buton în care acest ecran se închide, măcar să puteți vedea câte urme de degete sunt pe ele, sunt pe ecran. Dacă îl atingem, automat se deschide. Puteți să faceți asta cu motor oprit, că este mult mai simplu și scăpați de problema asta. Da, ce vă spuneam despre aceste două ecrane este că în momentul în care noi acționăm orice buton de aici, de pe display, ecranul vibrează ca să ne confirme faptul că a luat comanda. Adică ne era foarte greu să avem display aici cu butoane afișate și să le atingem, să nu știm dacă comanda a fost înțeleasă de către mașină în timpul mersului. Și asta vreau să spun că, spre deosebire de mașinile cu butoanele convenționale, ți-e destul de greu în timp ce conduci să apeși pe butonul ăsta de la scaun, să-ți apară scaunul, să-ți setezi. Nu vreau să-mi reglez, vreau să fac masaj la umeri și să-i dau drumul. Adică e un pic greu, dar cred că e o chestie de obișnuință. Vă repet, n-am avut mașina decât 2 zile înainte și nu pot să îmi dau cu părerea atât de bine ca și cum aș avea o 3 luni, să zic. În sfârșit, aici avem, pe acest ecran, avem comenzile pentru climatizare, pentru reglajul scaunelor, pentru ventilație, pentru scaune, pentru masaj, pentru încălzirea în volan, pentru hill descent control, start stop, parcare, camere,
La camerele de luat vedere aici avem această funcție 3D cu care Audi se laudă și spune că este foarte utilă oamenilor. Mie mi se pare mult mai utilă această funcție în care deschideți această bară și, de exemplu, vrem să ieșim dintr-o curte sau vrem să ieșim cu spatele dintr-un loc de parcare. Da? Vedeți cum se vede, e bălășuie aici, ne face cu mâna, dar el nu știe. Acum eu nu văd stânga-dreapta, dar dacă fac asta și apăs pe acest buton, camerele se fac foarte wide și mă ajută stânga-dreapta să văd dacă vine vreo mașină. Am testat, excepțional, senzațional. Partea de 3D nu m-a convins, a văzut și Marius, eram lângă un gard aici în colț, foarte ciudat și era reprezentat destul de greșit, adică puteam să ne păcălim, dar hai să-l vedem pe bălășoiul. E pe aici interpretat și el de camerele mașinii. În sfârșit, Park Assist, parchează singură, cauți locul de parcare și așa mai departe, garare cu spatele. Toate lucrurile astea sunt la această mașină fără nicio problemă. Ca să vorbim de infotainment, ar trebui să vă vorbesc o săptămână. Nu vedeți ce scrie aici, m-am conectat cu telefonul, îmi pare rău, nu mi-am dorit. Avem atât de multe funcții, atât de multe lucruri pe care le putem face în această mașină, atât de multe setări, încât aș vrea să vă vorbesc despre una care pe mine m-a impresionat și nu știam că există la alte mărci. Acum puteți să-mi spuneți în comentarii, are domne și aia, și cu aia, și cu aia, au și aia așa ceva. Bun, intrăm în climatizare, da? Intrăm în setările climatizării și ne spune temperatură, spațiu, picioare. Înnebunesc. În limba română este un vis. Dar în sfârșit, temperatura, spațiu, picioare și ce facem noi aici? Șofer și pasager față. Ce facem aici? Păi vă spun eu ce facem. Eu când merg la munte, mi-au bocanci. Luând un bocanci în picioare, mi-e cald dacă las temperatura în mașină cum dorește Alexandra sau bălășoiul cu corpul lui firav. Bălășoiul care merge de 10 ani la munte cu mine, merge în Adidas. Că așa merge el. Și atunci eu fac așa și zic șofer mai rece. Șofer mai rece. Ok? Bălășoiu mai cald. Chelie în Adidas, eu sunt în bocanci. Și uite așa, am împăcat și capra și varza, ca să zic așa. Adică și nevasta și soțul. Zic, eu mi-am spus o păsărică că s-au făcut niște studii și că oamenii nu îi cred pe influenceri când prezintă mașinile, pentru că aceștia sunt plătiți de către companii. Eu vă spun că noi nu suntem plătiți la niciun review de mașină nouă. Putem să spunem ce vrem noi, în ideea că dacă spunem foarte mult de rău, cei de la care am luat mașina nu o să ne mai dea. Asta ne asumăm noi, ca să zic așa. Deci nu este cazul. Stați liniștiți că nu se încasează bani pentru chestia asta și nici n-ar fi normal să se încaseze bani pentru review de mașină nouă. În sfârșit, alte pachete de publicitate și așa nu discut. E treaba fiecăruia cum și-o gestionează. Total, ca să zic așa, spre deosebire de alte mașini care au doar trapa cu posibilitate de rabatare în sus. Sunt atât de multe lucruri de spus, nici nu știu ce să vă mai spun ca să fie niște informații cuprinse într-un timp suficient de scurt și lucruri care vă interesează pe voi. V-am spus, consumul este de 16,8, consumul nostru în test, consum făcut cu mașina în funcția confort și funcția eficiență, mers normal în oraș, o rafă pe zi. O rafă pe zi ca să țină doctorul departe, dar în rest mi se pare un consum decent pentru o mașină atât de mare, pentru că este o mașină foarte mare. Da, am uitat să mai vă zic treaba că eu mi-am luat de acasă un încărcător pentru iPhone-ul meu 12, adică nu credeți că am de ăsta, am USB-C și eu la iPhone, că am avut, ce ai venit bă cu aia? Am venit cu un încărcător pe vechi și n-am putut să-mi încărc în această mașină, pentru că n-are niciun USB pe vechi, are numai USB pe nou, adică USB-C. Deci data viitoare, Daniele, ia-ți încărcătorul corect de acasă. De când ai tu iPhone 12? Și 12 vine cu ce? Păi și eu ce am? Am iPhone 12. 11. Pro? Ia uite. Bă, frate, încărcătorul meu e de la mic. 12 ce vine cu... Da, frate, de ăsta am și eu acasă, ăsta nu-i încărcătorul meu. Băi, drecu, băi, invidioși sunteți, mă. Mințit, nu v-am mințit, eu pe mine nu mă interesează ce telefon am. I-am dat drumul, da. E dat drumul? Îmi pun centura. Să mergem la plimbare. Te rog. Nu vrem. Nu vrea să-mi facă mie sunetul. Ea de obicei îl face, dar când filmez nu vrea dânsa. N-am greșit nimic. Mă întorc.
mă întorc pentru că mașina asta virează cu... Poți să ieși și pe acolo, nu mă mai contrazice. Vreau să spun că această mașină virează cu toate cele patru roți. Adică virează și cu puntea spate, lucru care o face să întoarcă mult mai ușor în spațiile închise și înguste. Unii oameni ar spune că virează ca un Audi A3. Nu știu dacă este un lucru bun sau un lucru rău, dar se simte clar că mașina virând cu roțile spate este mult mai manevrabilă în spațiile înguste. Uite, acum pentru că am să cobor această bordură, am să mă mut în funcția de confort al mașinii. Nu de asta, eu am aici mulți cameramani care mă înconjoară și n-aș vrea să-i deranjez. Prima impresie când m-am urcat la bordul Audi-ului Q8 55 TFSI Quattro Mild Hybrid cu 4 roți viratoare, a fost senzația că totul este foarte sobru aici și totul este așa, totul se face cu două degete, totul, știi, oamenii aia care gesticulează în ei, așa, totul este mega atent, totul este mega super ultra wow, știi? Alți oameni, alte mașini construite pentru alt tipar de oameni care probabil au alte valori, au alte lucruri, au alte pasiuni, au alte lucruri care îi interesează, cum ar fi căldura la picioare, ce se poate regla individual. Foarte silențioasă. Acest Audi Q8 în care ne aflăm, să nu uităm că profilul canalului nostru este așa mai pe sportivitate și noi întotdeauna v-am prezentat mașini cu pachete sportive, cu tot felul de lucruri destinate conducerii sportive, lucru care la acest Audi Q8 nu este în prim plan. Este o mașină elegantă, este un SUV coupé cu 4 uși, merge foarte frumos, nu simți roțile pe 22, adică mi se pare extraordinar cum poate să preia gropile și traficul din București. Este foarte comodă de condus, foarte confortabilă în ceea ce privește toate funcțiile de ajutor ale mașinii, senzorii de parcare, funcțiile de parcare automată, volanul, cum virează mașina, cum se simte în trafic. E totul foarte la locul lui și foarte elegant. Ce se întâmplă acum în partea de sportivitate a mașinii, unde noi putem să ne reglăm din acest Drive Select modurile de condus și putem să selectăm foarte bine varianta dinamică a acestei mașini. Sper că observați deja cum se mișcă camera. Mașina s-a rigidizat, a și coborât din suspensie, direcția este mult mai precisă și mult mai fermă. Accelerarea este clar vizibil schimbată, deci mașina este mai nervoasă, răspunde mult mai repede la comenzi și la schimbatul celor 8 trepte de viteză. Problema mea ar fi că nu se aude nimic. Adică nu se schimbă sunetul. De exemplu, dacă eu acum accelerez, nimic. Adică nu e cu nimic schimbat față de modul confort. Și acum mulți ar spune așa, și ce? Păi și nimic, dar dacă tot dau banii ăștia și am aici moduri de condus, aș vrea când apăs pe sport să fie păr, să se audă din boxe, din admisie, din de unde vreți voi, dar să se audă ceva. Nu se aude nimic. Am înțeles, mașina este un Audi Q8 55 TFSI, fără să fie S, Q8 sau RS. Avem acolo sunet. E ok, nu e nicio problemă. Dar, na, asta m-ar deranja pe mine. Eu sunt și cârcotaș. E bine că n-am bani ăștia să-mi cumpăr mașini, că uite, m-ar deranja pentru că am apăsat toată pe ecran și nu a trecut în funcția de confort. M-ar deranja multe lucruri. Dar probabil că atunci când ai bani ăștia, nu mai ai timp să te deranjezi și nu mai ai timp să te gândești la toate neplăcerile cauzate de lucruri care nu sunt așa cum ai vrea tu să fie. Haideți, doamnă, vă rog, vă mulțumesc, foarte amabilă. Ce m-a impresionat plăcut? M-a impresionat plăcut masajul din scaun, care am uitat să-l pornesc de fiecare dată când m-am urcat în mașina asta. Primul lucru, prima chestie pe care am făcut-o a fost să pornesc masajul în scaune. Mi se pare senzațional și conducând și alte mașini din clasa premium, unde Audi se situează,
Nu am simțit tailandezul atât de convins și de pus pe treabă. Are putere în mâini la Audi. Atenție că e poliția pe chei. Poliția pe chei, 50 la oră, da? E radar. Așa. Mi-a plăcut foarte tare partea de masaj și partea de reglare a temperaturii la picioare, diferit stânga-dreapta și diferit față de clima mașinii. Asta mi s-a părut o chestie interesantă pentru mine. Poate alți oameni ar pune accentul pe faptul că portbagajul nu se închide din telecomandă și au nevoie de chestia asta. Poate alții ar spune, domne, luminile din interior sunt doar 6 variante și au denumiri de plaje exotice. Nu știu, habar n-am, mie nu-mi place asta. Domne, nu-mi place că am prea multe ecrane. Domne, nu-mi place. Oamenii sunt diferiți și de asta există atât de multe mărci și atât de multe lucruri cu care mașinile pot veni echipate încât să nu existe ceva care să nu cuprindă și ceea ce vă doriți dumneavoastră. Legat de consum, v-am spus, este undeva la 17,4. Dar este 17,4 pentru că mașina a stat pornită foarte mult pe loc cât noi am filmat-o și din cauza asta media consumului a crescut. Dar pentru capacitatea mașinii, adică mare atenție, nu știu dacă voi ați reușit să vă dați seama din filmare, dar mașina este cam cea mai mare din clasa ei ca și capacități, ca și mărimi exterioare. Îmi place că mă uit în oglindă pentru că văd aripile astea umflate pe spate. Sunt foarte sexy, îmi dau o stare așa de mașină sportivă, chiar dacă ea nu se aude. Îmi place cum se conduce, îmi place cum se simte, îmi place tot ceea ce ține de ea. Îmi place și direcția mărcii în care se îndreaptă și că nu suntem cu design ăsta ultra extra futurist. Dar astea sunt lucrurile care țin de mine, nu cred că asta este important aici. Important este să aflați lucruri despre mașină, să o vedeți în carne și oase, să vă faceți o părere, să ne mai râdem vorba aia puțin și după aia să dăm share, like și subscribe în cazul în care ni se pare interesant ce materiale vedem aici la Stax. De ce este foarte important? Este important pentru că în momentul în care voi dați subscribe acolo la canal, nouă ne crește numărul de abonați și suntem cu cât mai mulți abonați, cu atât suntem luați mai în serios și putem să vă prezentăm cât mai multe lucruri interesante sau cel puțin pe care noi le considerăm interesante. Ne vedem în comentarii, discutăm toate lucrurile pe care n-am putut să le cuprind în acest review de mașină nouă.